Capitolul 14. Acum ne întoarcem la al treilea bărbat, Templarul. El a fost răstignit, mai necinstit și mai brutal decât oricare alt creștin. Comportarea sa în acea zi a fost fără cusur. Ce a simțit Iisus în timpul acuzării sale, apoi la judecată și condamnare, trebuie să-l fi rănit într-un mod asemănător cu ceea ce simți tu acum. Acest lucru fiind adevărat, îți dai seama ce moștenire frumoasă ți-a lăsat? El ți-a făcut parte de o comoară, ți-a deschis drumul pentru a trece printr-o răstignire. El a netezit o cale, arătându-ți nu numai cum să treci prin ea, ci și cum să îți rânduiești viața după ce totul s-a terminat. De fapt, ce se întâmplă cu o persoană după ce este țintuită pe cruce, este de cele mai multe ori mai dificil decât răstignirea în sine. Nu a fost așa și la tine? Oprește-te, deci, și gândește-te la o altă moștenire ce ți-a lăsat-o. Cum să-ți rânduiești viața în aceste zile după răstignirea ta? Nu va reuși nimeni vreodată să egaleze standardul pe care Domnul l-a demonstrat în acea zi. Totuși, aceasta va rămâne modelul tău pentru totdeauna. În timpul procesului, urcarea pe Golgota, crucea, prin toate acestea, el s-a comportat ireproșabil. Pe parcursul ultimelor 6 ore de viață, el a lăsat pentru fiecare credincios o imagine despre cum să reacționezi chiar în fața celor mai mari nedreptăți. Iată cum a reacționat el la trădare, la minciuni, la mărturiile mincinoase. Acestea toate au fost instrumentele folosite de oameni cu un singur scop, să producă durere. Instrumente pe care creștinii din veacul nostru luminat le împrumută când răstignesc pe unul din confrații lor. Ai gustat aceste instrumente? Ai simțit durerea pe care o pot produce? Aceste instrumente care servesc ca preludiu la răstignire. Iisus Hristos a absorbit aceste dureri, chiar dacă li s-a adăugat rușinea de a fi răstignit public, umilit, defăimat, înjosit, torturat și apoi răstignit. În acea zi, el a ridicat acceptarea crucii la nivel de artă. El a fost singurul care nu a spus lucruri urâte, singurul care a lăsat lucrurile să-și urmeze cursul. A învățat. Ce a învățat? Să accepte toate lucrurile ce vin din mâna Tatălui Său. Alții vorbesc despre tine, nu-i așa? Și în vorbirile lor te fac pe tine nemernic. Tu vrei să faci ceva ca răspuns, nu-i așa? Iisus Hristos nu s-a justificat, nu s-a apărat. A îngăduit să vină peste el tot greul ororilor revărsate asupra lui. Inimile se minunează și rămân stropite. Duhurile privesc cu venerare. Nu există evidență mai mare a Dumnezeirii sale ca aceea care a fost văzută manifestându-se în acea zi. Felul în care s-a relaționat la acea răstignire umilitoare spune oamenilor cine este el. El nu a avut parte întunecată în ființa sa. Dar mai este ceva. Biruința lui asupra răstignirii oferă cheia pentru biruința ta, asupra faptelor comise de alți credincioși împotriva ta. Cum așa? Este foarte important să cunoști răspunsul la această întrebare.